Crede-mă, mama, este singura soluție. Crede-mă. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass. Unele centre de înfrumusețare promovează împachetările ca fiind o metodă de detoxifiere, o metodă de slăbire, o metodă de a scăpa de celulită. Timp ce altele au devenit ceva mai sincere în ultimul timp și recunosc că împachetările sunt o metodă de a te relaxa și de a-ți hidrata pielea. Medicii susțin că nu există nicio dovadă științifică în ceea ce privește împachetările și rolul lor în detoxifiere și în purificarea organismului. Împachetările cu anumite ingrediente ajută într-o mică măsură eliminarea unor impurități prin piele, însă de aici și până la detoxifierea care implică multe alte organe importante, cum ar fi ficatul și rinichii, este o cale extraordinar de lungă. Ba nu, de fapt este o cale imposibil de parcurs. Orice diminuare în circumferință pe care o remarcați după împachetări nu este de lungă durată. Minunea durează doar câteva zile și cum ați întrerupt tratamentele, centimetrii revin. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no... Nu pot fi înlocuite grija pentru alimentație și sportul, fie ele și cu împachetări cu praf de stele, triplu stratificat, magenta. Este un fel de munca lui Sisif sau a lui Manole, dacă vreți. Și ce este dureros este că te costă destul de mult să și faci aceste tratamente la centrele spa. Iar dacă alegeți să vă înfoliați acasă, vă pierdeți timpul. Pierderea în centimetri și greutate se datorează eliminării apei, nici de cum a grăsimii. Așadar, vorbim despre o slăbire falsă. În ceea ce privește împachetările anticelulită, acestea nu ajută decât ca anumite produse să intre mai bine în piele. Însă nu vă așteptați să dispară aspectul de coajă de portocală și celulita să fie spulberată. Practic, regiunea afectată de celulită poate arăta o zi, două, ceva mai bine datorită efectului acela de, hai să-i spunem, umflarea pielii. Țineți minte că am vorbit despre scrubul cu zaf de cafea? Vă spuneam și atunci că efectele se mențin atâta timp cât tratamentul este continuu. Am făcut și eu greșeala acum mulți ani să mă înfoliez înainte de ora de cycling sau înainte de vreo oră de antrenament cardio intens, sperând că voi transpira mai mult pe zona respectivă și voi slăbi pe acea zonă extraordinar de mult. Acum am mult. Acum știu că transpirația în exces reprezintă o măsură a organismului de termoreglare. Prin transpirație evităm supraîncălzirea organismului, mai ales atunci când facem sport intens. Afirmația dacă transpiri slăbești este greșită. Așadar, folosirea neoprenului sau a foliilor și a împachetărilor despre care vorbim în sală este chiar contraindicată. Și pentru că am adus discuția în acest punct, să știți că nici sauna nu este cea care vă va transforma în niște silfide peste noapte. În niciun caz. Sauna are alte avantaje și beneficii despre care vom putea vorbi, dacă doriți, altă dată. Însă, nu este de glumit, pentru că toate aceste practici pot avea consecințe grave asupra organismului. Pierderile masive de apă pot duce la complicații cardiace. Asta pe lângă oboseală, crampe și alte inconveniente. Până data viitoare, vă pup de nu vă vedeți neînfoliat!